O nouă zi în care candidații PSD pentru funcțiile de parlamentare au fost prezenți în mijlocul mehedințenilor. Locuitorii comunei Obârșa de Câmp vor schimbarea. Pe 6 decembrie vor vota poziția 6 pe buletinul de vot, vor vota Partidul Social Democrat. Candidații PSD mehedinți au fost primiți cu multă speranță și la Obârșa de Câmp. Alin Chirilă, candidatul PSD pentru funcția de deputat, și Liviu Mazilu, candidat pentru funcția de senator, au luat la pas ulițele comunei Obârșa de Câmp, unde au discutat cu oamenii pentru a le afla problemele și dorințele pe care aceștia le au de la viitorii parlamentari de mehedinți. Cetățenii locuitori al Obârșei de Câmp ne-au primit foarte bine. Și în același timp ne-au oferit toată susținerea și ne-a asigurat toată susținerea lor la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020. Totodată ne-au cerut o schimbare la nivel guvernamental. Ne-au cerut ca să facem tot ce este posibil să schimbăm acest guvern toxic care ne îndatorează țara și inclusiv pe noi ca cetățeni locuitori a acestei țări. Își doresc un guvern PSD, un guvern care să aducă, la fel ca și în guvernarea trecută, multe proiecte pentru județul nostru și, bineînțeles, proiecte pentru dezvoltarea Obârșei de Câmp. Cetățenii din Obârșa de Câmp vor susține candidații PSD pe 6 decembrie pentru că fiecare dintre ei au dovedit că se poate face administrație și politică în folosul cetățenilor. Pe 6 decembrie să votați lista PSD. Eu sunt Alin Chirilă și candidez pentru poziția 1 la Camera Deputaților, în partea PSD. Da. Și vă invit să mă votați, să votați pe toți colegii mei din lista PSD-ului. Da. Noi, PSD-ul. PSD-ul a mers și la locale, PSD-ul merge și la... Am mers și la județ, la Consiliul Județean, tot cu PSD-ul a mers. Domnul Mazilu este băiat cum se cade, PSD-ul e cel mai bun partid. Susțineți pe data de Da, normal, da. Pe 6 decembrie se prefigurează o victorie importantă a Partidului Social Democrat în județul nostru, mehedințenii fiind sătui de actuala guvernare liberală.